Astăzi, în sala Virgil Ogășanu, a avut loc o ședință a Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin. Unul dintre proiectele de hotărâre discutate în cadrul ședinței a fost despre schimbarea modalității de colectare a gunoiului. În cadrul ședinței din sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu a fost convocat Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin. A fost o ședință, zic eu, destul de laborioasă, dar pe care am terminat-o destul de repede. Asta înseamnă că, așa cum am avut și în celălalt mandat și acum consilierii au înțeles importanța votării acestor puncte pe ordinea de zi, importanța implicării în viața comunității și le mulțumesc pentru asta. Schimbarea modalității de colectare a gunoiului a fost cel mai important proiect de pe ordinea de zi. Un lucru foarte important pe care l-am avut astăzi pe ordinea de zi se referă la schimbarea modalității de colectare a gunoiului în municipiul Drobeta Turnu Severin. El nu va începe de mâine, avem 3 luni perioadă de grație și dacă o să mai fie nevoie, o să mai cerem. Severinii vor plăti începând din momentul în care va intra efectiv în vigoare o taxă de colectare a gunoiului. O taxă ce scade în acest moment de la 14 lei la case și 13,46 lei la asociații de locatari, scade la 12 lei, deci gunoiul scade, dar primăria va fi cea care va colecta banii, primăria va fi cea care unde se vor îndrepta cetățenii să plătească această taxă. Se va încheia un contract cu primăria. Firma de gunoi, cea care a câștigat licitația, va fi doar cea care va merge, va lua gunoiul, va cântări și la sfârșitul lunii ne va face o factură pe care noi vom plăti din acea taxă pe gunoi, taxa pe colectarea gunoiului pe care o va plăti fiecare cetățean. Deci taxa va fi de 12 lei per persoană. Deci sunt 5 persoane, vor plăti câte 12 lei fiecare dintre persoane, indiferent de vârstă. Azi am votat regulamentul de instituire a taxei de salubrizare, ceea ce presupune ca în termen începând cu 1 aprilie de 90 de zile, fiecare cetățean să-și depună o declarație pe proprie răspundere în care să spună exact numărul de persoane care locuiesc la acea adresă. Pentru persoanele fizice, aceste declarații se vor depune la Direcția de Taxe și Impozite Locale. Pentru cei care locuiesc în asociații de proprietari, se vor depune la Direcția de Patrimoniu, iar în ceea ce privește agenții economici, se vor depune la sediul primăriei, la Direcția de Tehnică, la Direcția Tehnică, întrucât cantitatea de deșeuri se calculează în funcție de numărul de angajați și de specificul activității. Această modificare a fost necesară întrucât avem acel contract foarte mare la întregul județului, sistemul de management integrat al deșeurilor, și este nevoie să-l punem în practică. De asemenea, în cadrul ședinței s-a aprobat și cuantumul retribuției pe care trebuie să o plătească părinții pentru creșă. Acesta a rămas la fel ca în anii precedenți.